Bună dimineața, sunt Tatiana Andrieș și astăzi vom lucra împreună un nou model de ou decorativ. Pentru aceasta eu voi folosi același fir roz cu care v-ați obișnuit. Dumneavoastră puteți lucra cu alb sau cu roșu. Voi folosi croșetul cu numărul 1 și am schimbat în același timp și modul de a filma. Sper să fie pe mult mai vizibil pentru dumneavoastră. Voi face un cerc magic în interiorul căruia voi lucra un număr de 24 de piciorușe duble. Deci am făcut cercul magic, primul ochi de lanț și voi continua cu cel de-al doilea, cel de-al treilea, care vor ține locul unui picioruș dublu. Voi lua firul odată pe croșet, lucrez cel de-al doilea picioruș dublu și voi continua astfel până când voi avea un număr de 24 de piciorușe duble. 3, 4, 5 și vom continua singure. Iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând, deci 24 de piciorușe duble. Am ajuns la capătul rândului, am lucrat cele 24 de piciorușe duble, voi închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi din primul picioruș. Din acest moment voi lucra din nou 2-3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. În următorul picioruș din rândul anterior voi face din nou un picioruș dublu, deci avem 2. Apoi în următorul vom face din nou un picioruș dublu, avem 3 piciorușe duble. Acum vom face 2 ochiuri de lanț de separare, vom continua din nou cu 3 piciorușe duble, 1. 2, cel de-al treilea, din nou 2 ochiuri de lanț de separare și vom continua în felul acesta până la sfârșitul rândului. 3 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț de separare, 3 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț de separare. Astfel vom forma primul rând din modelul propriu-zis. Vom continua singure și ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului, am făcut ultimele 2 ochiuri de lanț de separare, voi închide în cel de-al treilea ochi din primul picioruș cu fir alunecat. Și din nou, cu fir alunecat, mă voi îndrepta în acest spațiu format din cele 2 ochiuri de lanț. Deci voi face fir alunecat până când voi ajunge în corespondența spațiului. Odată ajuns în interiorul acestui spațiu, noi vom lucra 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Firul pe croșet, voi intra și voi lucra cel de-al doilea ochi de lanț, cel de-al doilea picioruș dublu, scuzați, sunt încă adormită, la mine este aproape 4 dimineața. Acum voi face 2 ochiuri de lanț de separare și în interiorul aceluiași arc voi face alte 2 piciorușe duble. După care voi lua firul pe croșet și mă voi îndrepta în următorul spațiu format din ochiurile de lanț și voi face 2 piciorușe duble. 1, 2, 2 ochiuri de lanț de separare și alte 2 piciorușe duble în interiorul aceluiași spațiu.
În acest mod vom lucra pe întreg parcursul rândului. Două piciorușe duble. Două ochiuri de lanț, urmat de alte două piciorușe duble, iar noi ne vom întâlni la capătul rândului și vom continua lucrarea. Așa arată ceea ce obținem. Am ajuns la capătul acestui rând, vom închide din nou cu fir alunecat în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș, după care, din nou cu fir alunecat, ne vom îndrepta în spațiul format din cele două ochiuri de lanț. Am ajuns în corespondența acelui spațiu. Acum vom lucra trei ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, două ochiuri de lanț de separare. În interiorul aceluiași spațiu voi continua cu alte două piciorușe duble. Un ochi de lanț de separare între aceste segmente, voi lua firul pe croșet și voi intra în următorul spațiu format din cele două ochiuri de lanț și voi repeta două piciorușe duble, două ochiuri de lanț, două piciorușe duble, un ochi de lanț de separare și voi continua în următorul spațiu. Două piciorușe duble, deci de data aceasta vom repeta exact ceea ce am lucrat rândul anterior, cu diferența că între aceste segmente vom face un ochi de lanț de separare. Sper că reușesc să prind bine imaginea, ochiul de lanț de separare. Astfel vom continua pe întreg parcursul rândului, iar noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului, voi face ochiul de lanț de separare și voi închide cu fir alunecat în cel de-al treilea ochi din primul picioruș de la începutul acestui rând. Eu sper să vedeți. Și apoi, din nou, cu fir alunecat, mă voi îndrepta în spațiul format din cele două ochiuri de lanț. Am ajuns în interiorul acestui spațiu, voi repeta din nou cele trei ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Firul pe croșet, în interiorul spațiului voi face din nou cel de-al doilea picioruș dublu, două ochiuri de lanț, urmat de alte două piciorușe duble în interiorul aceluiași spațiu. Acum vom face trei ochiuri de lanț de separare, 2, 3, firul pe croșet și voi intra în următorul spațiu, lucrând din nou două piciorușe duble, două ochiuri de lanț, alte două piciorușe duble, trei ochiuri de lanț de separare, 1, 2, 3, și vom continua în următorul spațiu, ca și până acum. Două piciorușe duble, două ochiuri de lanț, urmat de alte două piciorușe duble,
cele trei ochiuri de lanț de separare, 1, 2, 3, ceea ce obținem este aceasta și vom continua singure. Noi ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns la capătul rândului, am făcut cele trei ochiuri de lanț de separare, voi închide cu piciorul alunecat în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș și apoi din nou cu fir alunecat mă voi îndrepta către mijlocul primului segment în corespondența celor două ochiuri de lanț și voi începe trei ochiuri de lanț care vor forma un picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, două ochiuri de lanț. Voi continua cu alte două piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. 1, 2. După care voi face 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Voi intra aici în corespondența celor 3 ochiuri de lanț de separare. Voi face un picioruș scurt. Facem modul în care să fie pe mijloc, din nou trei ochiuri de lanț, vom intra în corespondența spațiului de două ochiuri de lanț dintre segmente și voi repeta două piciorușe duble, două ochiuri de lanț, urmat de alte două piciorușe duble, trei ochiuri de lanț, un picioruș scurt în corespondența celor trei ochiuri de lanț de separare din rândul anterior. Voi continua cu alte trei ochiuri de lanț și voi intra în următorul spațiu lucrând exact ca și până acum. Două piciorușe duble, două ochiuri de lanț, două piciorușe duble și vom continua ca și până acum cu cele trei ochiuri de lanț, 1, 2, 3, un picioruș scurt în spațiul celor trei ochiuri de lanț de separare din rândul anterior, vom aranja modul încât să fie pe mijloc, trei ochiuri de lanț și vom continua. Ceea ce obținem este aceasta. Noi ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns la capătul rândului. Voi închide în cel de-al treilea ochi din primul picioruș cu fir alunecat. Și până acum, cu fir alunecat, mă voi îndrepta către mijlocul primului segment din acest nou rând. Aici, din nou, voi lucra trei ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, două ochiuri de lanț, urmat de alte două piciorușe duble, în corespondența aceluiași spațiu. Vom da lărgime oului și locul unde vom lucra acum cel mai mult vor fi ochiurile de lanț dintre segmentele principale. Acum voi continua cu 4 ochiuri de lanț, 2, 3, 4. Voi intra în corespondența piciorușului scurt din rândul anterior și voi face un picioruș scurt, alte 4 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, iar aici, în corespondența celor două ochiuri de lanț, voi lucra ca și până acum. Două piciorușe duble, două ochiuri de lanț, urmat de alte două piciorușe duble,
4 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, un picioruș scurt în corespondența piciorușului scurt din rândul anterior, 4 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, vom intra în corespondența celor două ochiuri de lanț, vom lucra ca și până acum. Deci partea principală este aceeași, modificăm doar numărul ochiurilor de lanț dintre segmentele principale. Ați văzut cum se lucrează și această parte. Aceasta este ceea ce obținem, iar noi ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns la capătul rândului, voi închide, ca de obicei, cu fir alunecat în cel de-al treilea ochi din primul picioruș. Cu fir alunecat mă voi îndrepta către spațiul format din cele două piciorușe. Aici voi lucra egal, trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, două ochiuri de lanț de separare, alte două piciorușe duble. Și voi repeta din nou cele patru ochiuri de lanț. Deci am făcut două piciorușe duble, două ochiuri de lanț, alte două piciorușe duble în acest spațiu de două ochiuri de lanț, patru piciorușe duble, 2, 3, 4 ochiuri de lanț, scuzați. Voi închide din nou aici cu un picioruș scurt în corespondența piciorușului scurt din rândul anterior. Voi face din nou 4 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, după care voi intra în corespondența ochiurilor de lanț celor două și voi face două piciorușe duble, 1, 2, două ochiuri de lanț, urmat de alte două piciorușe duble, vă rog să mă scuzați dacă uneori mă exprim greșit, 2, 3, 4 ochiuri de lanț, picioruș scurt. Eu am dormit doar 4 ore în noaptea aceasta. Voi continua cu alte 4 ochiuri de lanț. Și vom continua lucrarea în modul în care ați văzut. Deci acest rând va fi egal la rând, cu rândul anterior. Iar noi ne vom întâlni la capătul rândului și vom continua lucrarea. Eu sper că acesta să fie un mod în care dumneavoastră vedeți mai bine. Vă rog să-mi scrieți în comentarii dacă așa se vede. Ceea ce obținem este aceasta. Deci repetăm exact ceea ce am lucrat în rândul anterior. Iar noi ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns la capătul rândului, voi închide așa cum v-ați obișnuit, deja, cu fir alunecat în cel de-al treilea ochi din primul picioruș, cu fir alunecat mă voi îndrepta către mijlocul primului segment, aici voi face trei ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, voi continua cu cel de-al doilea picioruș dublu, două ochiuri de lanț, din nou două piciorușe duble în interiorul aceluiași spațiu. Acum voi face 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, pe care le voi închide cu un picioruș scurt în corespondența piciorușului scurt din rândul anterior. Voi continua cu 5 ochiuri de lanț. După care voi intra
în corespondența celor două ochiuri de lanț din următorul segment. Și am lucrat două piciorușe duble, două ochiuri de lanț, urmat de alte două piciorușe duble. Voi continua cu 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5. Le voi închide cu picioruș scurt în corespondența piciorușului scurt din rândul anterior. 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5. Voi intra în mijlocul următorului segment și voi lucra ca și până acum. 2 piciorușe duble. 2 ochiuri de lanț, 2 piciorușe duble, 1-ul și cel de-al doilea, și vom continua cu cele 5 ochiuri de lanț, picioruș scurt, vom continua pe întreg parcursul rândului. Ceea ce obținem este aceasta, iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului, voi închide ca de obicei cu fir alunecat în cel de-al treilea ochi din primul picioruș. Cu fir alunecat mă voi îndrepta către mijlocul primului segment. Aici voi face trei ochiuri de lanț care țin locul piciorușului dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, două ochiuri de lanț, urmat de alte două piciorușe duble, 1, 2, și vom repeta din nou cele 5 ochiuri de lanț pe care le vom închide cu picioruș scurt în corespondența piciorușului scurt din rândul anterior, alte 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, ne îndreptăm către mijlocul segmentului și vom lucra cele două piciorușe duble, două ochiuri de lanț, urmat de alte două piciorușe duble, după care continuăm exact ca și până acum, 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, picioruș scurt în corespondența piciorușului scurt din rândul anterior, 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, și vom continua în modul acesta pe întreg parcursul rândului, iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Ceea ce obținem este aceasta. Am ajuns și la sfârșitul acestui rând, pe care îl voi închide așa cum v-ați obișnuit, cu fir alunecat în cel de-al treilea ochi din primul picioruș. Cu fir alunecat mă voi îndrepta către mijlocul primului segment. Voi repeta din nou aceleași trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, două ochiuri de lanț, în același segment voi face alte două piciorușe duble. De data aceasta vom continua cu 6 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6, pe care le vom închide cu picioruș scurt în corespondența piciorușului scurt din rândul anterior. Vom lucra din nou 6 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6, și voi continua în mijlocul următorului segment cu cele două piciorușe duble, două ochiuri de lanț, două piciorușe duble,
continua cu cele 6 ochiuri de lanț, 3, 4, 5, 6, pe care le voi închide cu piciorul scurt în corespondența piciorușului scurt din rândul anterior. 6 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6 și voi continua în următorul segment. Aceasta este ceea ce obținem, în felul acesta se prezintă. Noi vom continua singure, ne întâlnim la sfârșitul acestui rând, care va fi și ultimul din această parte a oului. Sunt aproape la sfârșitul acestui rând. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ochiuri de lanț pe care le închid cu piciorul scurt în corespondența piciorușului scurt din rândul anterior. Voi continua cu 6 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6. Voi închide totul cu fir alunecat în corespondența primului picioruș de la începutul acestui rând. În felul acesta. Acum voi scurta firul și voi închide rândul. Voi ascunde firul dedesubt. Eu îl ascund cu croșetul, așa cum v-ați obișnuit deja. Dumneavoastră puteți să-l ascundeți cu acul. Voi da un pic de siguranță aici, după care voi scurta firul. Apoi voi închide și aici mijlocul oului, strângem bine cercul magic și din nou vom închide și vom ascunde acest capăt de fir, astfel vom da siguranță lucrării. Voi face și cel de-al doilea. Ascunde din nou, în felul acesta sunt sigură. Voi scurta firul. Ceea ce vreau să vă recomand este să căutați baloane adecvate, cele care au, nu cu forma rotundă, care au forma alungată, lungă. Pentru că doar în felul acesta reușim să dăm forma perfectă lucrării. Eu nu am reușit să găsesc acel tip de baloane, am doar cele rotunde și mi-este foarte, foarte greu să le dau o formă așa cum ar trebui. Voi închide aici acest prim tutorial cu această parte, prima parte, după care voi continua cu partea a doua. Îl fac tutoriale mai scurte pentru că durează foarte multe ore până când le încarc. Astăzi am făcut prima parte, mâine voi prezenta partea a doua. Dacă voi reuși, între timp voi intra astăzi un pic live pentru a face o altă lucrare care mi-a fost cerută de către o doamnă din care face parte de pe acest canal de YouTube. Eu atât am vrut să vă prezint astăzi dimineață, sunt Tatiana Andrieș, vă doresc o zi minunată, pace, liniște, în suflet, în casă, zile frumoase și tot ceea ce vă doriți. La revedere!